Astăzi în studio alături de mine se află Victor Truică, ofițer securitatea informației CertSign, și vom aborda în detaliu diverse aspecte legate de subiectul meu preferat. Întâi de toate, salutare Victor, bine te-ai conectat. Salut, bine v-am găsit. Așadar, vorbim despre phishing, doamnelor și domnilor, nu despre ăla care se practică în Delta Dunării, ci la modul escrocheriile din online. Haide să intrăm în discuție, te rog frumos, dragă Victor, și să îi lămurim un pic pe ascultători. Ce este phishing-ul? Sigur. Cum văd phishing-ul, unul dintre cele mai frecvente atacuri cibernetice, și că tot ai zis exemplu cu Delta Dunării, dar este venit fix din exemplul pescuitului, unde pescarul aruncă momeala în speranța de a prinde peștere, doar că în cazul de față momeala nu este o râmă, ci este un e-mail sau un SMS, și peștele este omul sau informația din spatele lui, cum ar fi parola pentru un anumit program, cum ar fi date la... pentru un anumit sistem sau orice fel de informații confidențiale relevante pe care atacatorul le caută. Exact. Adevărul e că, uite, vezi, și eu am avut de-a face cu o tentativă de phishing, că despre asta era vorba. Pur și simplu am primit un SMS cu un link foarte dubios, de la un număr, din nou dubios, nu din acela scurt sau de la o firmă oarecare, unde se și trece, cum că aș avea un colet și să dau acolo click pe link și de acolo să-mi dau toate datele. Evident că m-am protejat înainte și știam despre ce este vorba, așa că am refuzat, dar multe lume nu știe. Ăsta e un exemplu de phishing, clasic. Exact. Și fie că vine în formă de e-mail, fie că vine în formă de SMS, este un exemplu perfect. Primim un mesaj care ne îndeamnă să facem ceva, fie că e o urgență, fie că trebuie să ne schimbăm parola, fie că ai primit un colet, chiar dacă tu nu trebuia să primești un colet, și suntem îndemnați să dăm click pe ceva ce s-ar putea să ne ducă unde nu ne-am așteptat. Sau ai câștigat ceva și din nou utilizează noi așa escroci din online această latură sensibilă a noastră. Aoleu, am câștigat, ce fac acum, o să pierd? Hai să dau un click măcar să mă uit. Și aici, iată, facem o greșeală. Dar de ce ar trebui să știm de phishing, dragă Victor? Asta o văd împărțit în două. Unul la nivel de organizație, doi la nivel individual. La nivel de organizație trebuie să știm, fiecare organizație cred că trebuie să știe, pentru că este unul din modurile cele mai utilizate de a începe un incident de securitate. Da. Statisticile n-o confirmă, firma la care probabil lucrați vă confirmă, sau dacă nu, un coleg dintr-o altă firmă poate să o confirme. Majoritatea incidentelor de securitate încep cu acel e-mail de phishing. Și organizația ar trebui să știe de asta, pentru că ar trebui să știe și cum să se protejeze. Și apoi, doi, la nivel individual, chiar am vorbit cu multă lume în ultimii ani și toți îmi ziceau, da, pe mine n-are să mă atace, eu nu prezint interes. Sigur. Da, crede că nu preziți interes, dar fie tangențial, fie direct, tot prezinți, pentru că o să ai un cont bancar sau ai un cont de Facebook cu legătură la alți oameni. Sau ești angajat la o anumită firmă, cum ar fi Guerilla, și poate oamenii vor să afle ce se întâmplă acolo mai concret, o mai să meargă mai departe. Deci, chit că crezi tu la nivel individual că nu prezinți interes, tot prezinți într-un mod direct sau indirect. Așa este. Victor, te rog frumos, aș vrea să luăm o mică pauză, să dăm publicitatea și să scăpăm de acest stres, sau cel puțin pentru mine, și apoi să vorbim un pic cum ne putem apăra de atacurile de genul ăstora, de phishing. Că, de fapt, și e drept, cred că asta așteaptă toată lumea să afle de la noi, care sunt soluțiile ce ne sunt oferite de tehnologie. Doamnelor și domnilor, revenim imediat. Cu Sorin Badea. Când este vorba despre acte oficiale, dă valoare juridică semnăturii tale electronice și folosește semnătura calificată. O campanie de conștientizare CertSign. Îți dăm în scris dacă nu ne crezi. Bun, și am revenit în direct. Alături de mine în studio se află Victor Truică, ofițer securitatea informației din cadrul CertSign, și evident că vorbim despre phishing. Victor, le propuneam ascultătorilor să le dăm câteva soluții prin care ei se pot apăra de atacuri de genul, atât la nivel individual, cât și la nivel de organizație. Ce fel de ponturi am putea să le dăm ascultătorilor? Primul pont care îl văd ar fi să înțelegem de fapt care e treaba din spatele phishing-ului. Uh-huh. Uite ce ai zis tu adineaori cu exemplu unde poate ai câștiga ceva, deci dă click aici. Ăsta e un exemplu perfect de cum exploatăm acele, să zicem, nevoi sau dorințe ale oamenilor.
Până la urmă, phishing-ul este un atac asupra omului, nu neapărat asupra organizației. Deci ăsta ar fi primul post, să înțelegem că de fapt e despre om și psihologia umană. Exact. După care ajungem la punctul 2. Atunci cum pregătim oamenii să detecteze asemenea atacuri și cum să răspundă la ele. Exact. Și apoi, uite, ca să o dăm la nivel de organizație, modul prin care se poate face asta foarte organizat și sistematic sunt prin simulări de phishing. Practic, noi, în cadrul organizației, ne momim singuri angajații tocmai pentru a-i pregăti pentru o situație reală. Și asta înseamnă pur și simplu să le creăm un spațiu de, să zicem, unde pot să greșească, dar în siguranță. Tocmai pentru a învăța, pentru că până la urmă toți învățăm cel mai bine din greșeli. Exact, mi se pare chestia asta un exemplu perfect și un exercițiu perfect pentru membrii organizației, oricărei organizații, tocmai pentru că învață din greșelile sau din clicurile greșite pe care le și dau. Mi-a adus aminte în momentul ăsta când ai făcut această referire de cei de la NASA, care pur și simplu au șters un asteroid din baza lor de date, de tot, și n-au zis nimănui, au vrut să vadă cât timp durează până când oamenii îl descoperă. Acum știm, 16 ore durează. Deci cam la modul ăla, din momentul în care se șterge ceva dintr-o bază și nimeni nu știe că s-a șters și descoperă ceva nou. Bun, dacă e să ne referim acum la indivizi, noi, ăștia care ascultăm, ce am putea să facem ca să ne protejăm și să fim cu adevărat protejați? În general, cum o văd, sunt din două unghiuri. Cum răspundem? Diferența de răspuns și reacție. De obicei, când deschidem acel e-mail, suntem tentați să reacționăm imediat. Exact. Aolo, mi-a dat șeful e-mail. Aolo, trebuie să fac asta. Pe când eu îndemn la calm și la răspuns, nu la reacție, și ar fi să luăm pur și simplu e-mailul la mai sec și să vedem, ok, ăsta, ce mi-a cerut de fapt șeful aici? Ne uităm la sender, la adresa de trimitere. Chiar a fost șeful sau e cineva, altcineva mai dubios? Asta una. Da, așa că eu am evident că în mintea mea există și acele exemple în care cine știe ce șef ai, cine știe ce îți cere, și în momentul ăla când îți cere ceva dubios, nici nu mai știi. Așa că da, ar trebui să fii omul ăla destul de corect încât să-i spui și șefului în afara programului atunci când greșește, că o face. Corect. Corect. Până la urmă, comunicarea și transparența sunt cheia și chiar și în cazul atacurilor de genul, adică trebuie să fim, în primul rând, îndemn la calm și, cum ai zis tu, comunicare. Am avut multe exemple în cadrul angajatorilor precedenți, unde angajații de la finanțe, de obicei, primeau facturi false. Iată. Și parte din, să zicem, din tipul de răspuns era, ok, cum verificăm pe un alt canal? Ok, cu cine pot să vorbesc ca să verific dacă asta chiar e reală? În loc să credem direct, ok, ce am primit în gură este adevărat. Ăsta ar fi un alt exemplu. Deci, unul, îndemnarea calm, doi, verificarea pe un alt canal, și trei ar fi acele, să zicem, chichițe individuale. Sunt greșeli ortografice aici. Ăsta e chiar scrisul șefului sau el de obicei niciodată nu pune acea căciuliță la ă? Exact. Uite, ne scrie un ascultător, salutare băieți, vedeți că se face phishing și pe numere scurte, de fapt se poate scrie și un nume în loc de număr, nu e garantată protecția dacă mesajul SMS e de pe număr scurt sau scrie un nume de companie, cel mai sigur e să nu dai click dacă nu aștepți un mesaj de genul stay safe, nice people. Așa că da, uite, un îndemn foarte bun. Mulțumesc pentru discuția de astăzi. Victor Truică, ofițer securitatea informației CertSign. Uite, ne mai scrie cineva. Vă mulțumesc pentru discuția de astăzi. Altcineva poate vorbi și despre ethic hacking. Mai sunt episoade și da, vom vorbi despre toate lucrurile astea, sunt absolut convins. Mulțumesc, Victor, și o zi absolut fenomenală să ai. Mulțumesc la fel, la revedere. La revedere.